Îți dau un exemplu cum fac eu, poate inspir pe cineva și se potrivește metoda mea. Nu știu, dacă da, foarte bine. Eu am trei tipuri de portofolii, am mai multe portofolii pe clasă de active, etc., dar în principiu aș putea să spun trei categorii. O categorie de investiții pe termen lung și acolo investesc în ceea ce e mai sigur, risc mai mic și așa mai departe, de exemplu ETF-uri, e o categorie. Am pe termen mediu, iar pe termen mediu pot intra, de exemplu, acțiunile individuale sau pot și acolo intra, de exemplu, investiții tactice pe ETF-uri și așa mai departe, respectiv investiții pe termen scurt, respectiv speculă. Și acolo pe termen scurt poate să fie de asemenea acțiuni individuale, intru, ies destul de rapid și cripto, intră și cripto acolo. Da? Ce fac? În momentul în care bucketul 2 sau 3, adică cele pe termen mediu sau pe termen scurt, produc un randament pozitiv semnificativ peste cel pe termen lung, pentru că în mod evident ăla pe termen lung, el merge bine pe termen lung, dar merge cu medie așa sau puțin peste medie, iau excesul de profit pe care îl fac pe termen mediu scurt și îl bag în cel pe termen lung. Practic, fac un cheating the system pentru că îmi cresc cumva portofoliu sigur pe termen lung cu ajutorul investițiilor pe termen mediu și scurt. Astfel, nu o să mai ai probleme că nu dorm noaptea. Ai marcat un profit interesant pe cripto, nu totul, dar scoți o parte din el și îl muți pe termen lung. Mi se pare genial pentru că îți satisfaci și pofta de adrenalină, investești acolo în cripto sau în acțiuni individuale, te joci cu ele, dar până la urmă știi că ai asigurat un profit sigur pe termen lung. Dragilor, l-avem astăzi din nou pe Bogdan Dinu, este bun meu prieten, a.k.a. Căruța cu bani. Cum ai găsit, frate, numele ăsta? Salut, salut! E foarte interesant, de fapt povestea este foarte simplă și serioasă. Când eram mic, mergeam cu părinții o dată pe an, că așa se mergea în anii 90, o dată pe an în România și vizitam o zonă a României și vedeam pe marginea drumului căruțe cu... La vremea aia îi numeam, mă rog, țigani, acum se numesc romi și tot îmi întrebam pe maică mea, eram fascinat de faptul că erau cu căruța și am întrebat-o pe maică mea, băi, dar de ce au atât de multe haine, atât de multe lucruri, atât de multe ustensile cărate de ei? Și mi-a explicat că erau nomazi, că ei nu trăiesc într-un singur loc, că se mută cu căruța și așa mai departe, cu caravană și mi s-a părut fascinant, adică mi s-a părut la momentul acela, wow, ce tare, că există niște oameni care trăiesc oriunde vor ei, pentru că au casa cu ei, cum ar veni. Și de aici a venit căruța cu bani, care de fapt e o metaforă la un card cu bani, pentru că dacă suntem independenți financiari și avem unde ajuns de mulți bani, investiții, proprietăți pe bursă și așa mai departe, nu trebuie decât un card care e căruța cu bani și poți trăi oriunde în lume fără nicio problemă, pentru că poți plăti pentru hotel, pentru mâncare, pentru experiențe și așa mai departe. Ce tare! Apropo, ești de satul nostru, știi? Satul cu cei 10.000 de oameni care sunt, care ne cunoaștem toți așa. Căruța face parte din același peisaj. Exact. Da. Bogdan Dinu, căruța cu bani, foarte activ în social media. Poți să zic că ești influencer? Nu sunt influencer. Eu sunt propriul meu influencer, propriul meu CEO, adică propriul meu șef, propriul meu sclav. Eu sunt doar pentru mine. Te influențez pe tine, știi că erau niște bani, dar nu le zic acum. Și Bogdan cu know-how-ul lui, dobândit în mulți ani de experiență în lumea financiară, din Belgia și Luxemburg, da? Nu numai, Belgia, Luxemburg, Liechtenstein, Elveția, Singapore, Hong Kong, Germania, da, deci Franța. Ce trebuie, țările care trebuie. Exact. Așa. Ne ajută pe toți cei din România sau, mă rog, o bună bucată de oameni care vor să se informeze în România pentru investiții, să facă investiții mai bune, mai eficiente și mai sustenabile. Corect. Pe termen mediu și lung, pe cât se poate. Acum fiecare cum vrea în funcție de profilul lui de risc. Majoritatea investițiilor mele sunt într-adevăr pe termen lung. Am și o parte de portofoliu pe termen mediu scurt și chiar și o parte de portofoliu speculă. Până la urmă, toți avem nevoie de o adrenalină, nu? Da. Eu n-am nimic pe termen scurt. A, nu? Acum îmi dau seama.
Am vrut la inițial să iau pe termen scurt cripto, dar mi-am dat seama că din mare bătaie de cap să afli ce se întâmplă. Încât am luat niște Ethereum și a rămas acolo luat. Să știi a crescut. Să știi că e interesant, nici eu nu am o mare parte din portofoliu pe cripto, dar am o parte micuță, dar am acolo, din două motive. Unu, de ce să nu obții până la urmă randamente mari dacă e bulă, că e o bulă momentan, atunci ok, ride the wave, dar cu un procent mic din portofoliu. Și doi, mi se pare chiar mai important acest motiv, trebuie cumva să rămânem conectați la ceea ce se întâmplă, pentru că ne putem aștepta că în următorii 5, 10, 15 ani, nici nu contează cât, că tehnologia poate din spatele a ceea ce numim noi cripto se implementează la scară largă sau cine știe cum ajunge cumva în viețile noastre, în viețile tuturor, cum a venit internetul sau alte lucruri. Și atunci ne vom trezi, ne uităm în stânga, ne uităm în dreapta și nu înțelegem ce se întâmplă cu economia sau cu viața noastră în general. De aceea zic eu că e bine, chiar dacă nu ai o mare parte din portofoliu, că poate nu înțelegi foarte bine acum sau poate nu, poate adversitatea la risc e foarte mare, totuși e bine să ai acolo niște bani, pentru că în momentul în care ai bani, te obligă puțin să urmărești și să înțelegi cum funcționează. Da, deci cumva e un incentiv pe care ți-l dai tu ca să stai în, așa, la nivelul mării. Cu, exact. Da, cam unde merge fluxul, știi? Exact. E foarte bine gândit. Mi se pare fain. Am citit o carte pe tema asta, pe blockchain. Cred că e singura, sau prima carte valabilă mare, nu mai știu cum se numește. O să o pun în comentarii. Foarte bună și am înțeles atunci că tehnologia blockchain este revoluționară, dar asta era cumva acum, cred că 4 sau 5 ani. Și în carte era estimat că poate deveni mainstream în câteva decade. De la momentul în care a fost scrisă cartea, știi? Deci, cred că e bine să... Da, acum nu știm când va deveni. Va deveni cel mai probabil la un moment dat, e clar o revoluție, dar ideea este că nu știm, apropo de investiții în cripto și cât de riscate sunt, nu știm care monedă sau care proiect sau care NFT sau care whatever este de succes, pentru că la fel s-a întâmplat cu toate revoluțiile și poate cea mai cunoscută pe care o știm cu toți este cea a mașinilor, nu? Când a apărut Ford și toate celelalte mașini, când nu mai era căruța, apropo de căruța cu bani, și a venit mașina, nu? Erau mii, dacă nu 10.000 de, sau peste, de companii de auto doar în SUA, vorbind doar de un Statele Unite ale Americii, erau mii de companii doar în SUA, e, astăzi nu mai sunt decât 2-3, dacă tăiem și Tesla de pe listă, că Tesla e de curând, n-au mai rămas decât câteva de le numărăm pe degetele de la o mână. Deci revoluția a fost, era clar că e de viitor, însă mii de companii au dat faliment, ok? Probabil așa va fi și cu cripto, dar trebuie să o înțelegem, nu? Absolut. Revenim pe pământ, în lumea mai reală. Suntem la un podcast de imobiliare, obviously. Și pentru că Bogdan tu investești în imobiliare și noi știm asta că tot comunicăm așa în paralel pe diverse subiecte. Cred că e un bun moment pentru că este ianuarie 2022. Sau cum spun, ar putea spune clasici în viață, 2022. Și oamenii se întreabă dacă e bine să investești în 2022. Și dacă da, în ce? Așa că te provoc să facem o discuție liberă, gen podcast, nu interviu. Deci cumva să schimbăm opinii concrete bazate pe date. Tu ai multe date decât mulți oameni au și cu atât mai mult poți să le spui corect. Cum și în ce este bine să investim inteligent în acest frumos an 2022, în opinia ta? Ok, în 2022... Cred eu că este un an mai complex, mai dificil decât 2021. În 2021 a fost mai ușor de luat o decizie corectă, zic eu, sau care s-a dovedit a fi corectă. 2022, de ce este puțin mai complex, cel puțin, din perspectiva financiară sau investițiilor, pentru că vine cu o inflație mare, galopantă în spate. Cred că ieri, nu, a arătat SUA 7%, cred, la dolar. Cea mai mare de ultimii 39 de ani. Cea mai mare, da. Era să zic 40, dar la 40-lea asta. Ok? Deci, ideea este că venim pe inflație, într-adevăr, și atunci, ok, s-ar putea să avem unele probleme. Dintr-o perspectivă a inflației, am putea spune, ok, care sunt acele active care beneficiază de pe urma inflației, și aici avem imobiliarele, clar, care beneficiază de pe urma inflației, aici avem companiile, până la urmă, care produc bunuri și servicii, la servicii mă refer la, mai ales la acele servicii obligatorii, ok, iar la bunuri putem inclusiv materiale de construcție, de altfel de aia și
construcțiile cresc până la urmă. Și băncile mai sunt interesante. De ce? Pentru că, bine, cu bănci, atenție cu ratele de dobândă, cum evoluează, dar în principiu băncile ar trebui să fie ok. Găsim și bănci subevaluate, interesante, astăzi, dacă ne uităm în piață. Variante sunt, ideea este să analizăm ce se potrivește pentru noi și să avem un portofoliu diversificat. Adică să nu punem toți banii într-un singur activ, pentru că știm noi că acela va face 100%. Cum se practică sau s-a practicat ani în șir cu criptomonedele? Cum s-au practicat, da, ani în șir cu criptomonedele? Am niște prieteni prin Dubai care au făcut bani cu criptomonedele și mă întrebau când era Bitcoin-ul, cred că pe la 10-20 de mii ani, nu trecut sau acum 2 ani. Ce să facă că nu mai poate să doarmă? Pentru că azi se trezește cu 3 case, mâine se trezește cu 2 case. Nu mi-a specificat unde. Acum pot să zic, fie în Chelsea, în Londra, fie în... Spune că nu într-un sat undeva prin mijlocul României. Și i-am spus la fel, Iulian, dacă nu mai știu să vezi, mesajul pentru tine, diversifică. Mută-ți o parte de acolo, că e clar că somnul tău e mai important decât tot ce investi pe care ai. Îți dau un exemplu cum fac eu, poate inspir pe cineva și se potrivește metoda mea. Nu știu, dacă da, foarte bine. Eu am 3 tipuri de portofolii, am mai multe portofolii pe clasă de active, etc., dar în principiu aș putea să spun 3 categorii. O categorie de investiții pe termen lung și acolo investesc în ceea ce e mai sigur, risc mai mic și așa mai departe, de exemplu ETF-uri, e o categorie. Am pe termen mediu, iar pe termen mediu pot intra, de exemplu, acțiunile individuale sau pot și acolo intra, de exemplu, investiții tactice pe ETF-uri și așa mai departe, respectiv investiții pe termen scurt, respectiv speculă. Și acolo pe termen scurt poate să fie de asemenea acțiuni individuale, intru, ies destul de rapid și cripto, intră și cripto acolo. Da? Ce fac? În momentul în care bucketul 2 sau 3, adică cele pe termen mediu sau pe termen scurt, produc un randament pozitiv semnificativ peste cel pe termen lung, pentru că în mod evident ăla pe termen lung, el merge bine pe termen lung, dar merge cu medie așa sau puțin peste medie, iau excesul de profit pe care îl fac pe termen mediu scurt și îl bag în cel pe termen lung. Practic, fac un cheating the system pentru că îmi cresc cumva portofoliu sigur pe termen lung cu ajutorul investițiilor pe termen mediu și scurt. Astfel, nu o să mai ai probleme că nu dorm noaptea. Ai marcat un profit interesant pe cripto, nu totul, dar scoți o parte din el și îl muți pe termen lung. Mi se pare genial pentru că îți satisfaci și pofta de adrenalină, investești acolo în cripto sau în acțiuni individuale, te joci cu ele, dar până la urmă știi că ai asigurat un profit sigur pe termen lung. Mi se pare foarte inteligent. Cred că putem să închidem podcastul acum și, și am finalizat, am luat ce trebuia. Zi-mi unde bagi imobiliarele, bagi la mediu la, sau la lung, că bănesc la scurt nu le bagi. Imobiliarele la lung, merg la lung, pe termen lung. Îmi plac foarte mult imobiliarele pentru că produc, eu le folosesc foarte mult pentru cash flow, mi se pare genial. Acum evident, aș fi putut într-adevăr, mai m-a întrebat lumea, domne, dar de ce nu... Ai făcut pe termen scurt. Corect, aș fi putut să fac pe termen scurt și aș fi făcut mult mai mulți bani. Dar nu mi se potrivește până la urmă. Mie mi s-a potrivit ideea de mai mult de stabilitate, să spunem, și de a scoate cash flow pozitiv din ce în ce mai mare. Cam asta e. Ok, și atunci e clear long term. Exact, exact. Orice investiție pe imobiliare. Deci, practic, unități de genul, să spunem, apartamente, case, spații comerciale, toate le cumperi cu un orizont de la 5 ani în sus. Da. Nu numai, chiar mai mult. Chiar eu mai mult. Cumpăr în funcție de ciclu financiar în care suntem. De ce? Pentru că eu încerc să le iau când suntem la început sau oricum, când suntem fie în faza de corecție sau fie în faza în care abia începe explozia, după care vând când mergem spre finalul fazei de explozie ca să renoiesc, să fac un rollover sau să scap de unele, să iau altele pe ciclu următor și tot așa. Adică investiția mea pe termen lung nu înseamnă doar 3, 4, 5 ani, înseamnă de fapt undeva la 18 ani, să spunem, o investiție medie de-a mea imobiliară. Ce se referă Bogdan este deja cunoscutul ciclului imobiliar de care noi tot vorbim în comunitățile în care activăm.
care medie istoric, înțeleg, capitaliste, durează 18 ani. Ne-am avut unul deja până acum, noi România, după căderea comunismului. Posibil să fie avut și în timpul... Unul complet, am avut unul complet, și acum îl completăm în câțiva ani pe al doilea. Da, exact. Da. Și faza de explozie este faza a treia din ciclu, înainte de faza de recesiune. Ideea este că până la acea recesiune crește foarte mult în explozie, în perioada de explozie, valoarea proprietăților. Nimeni nu știe când va fi vârful, dar pot să estimez pe baza unor semne din piață. Da, se poate estima. Bineînțeles, cum ai spus și tu, nu poți să pui degetul și spui iunie 2025. Ora 2. Mai ales că imobiliarele, mă rog, sunt mai lente, să spunem, dar ideea este că eu estimez într-un scenariu, să spunem, pesimist 2 ani, să spunem, și într-un scenariu optimist 4 ani, 4 ani și ceva pe acolo, estimez că ar fi. Amuzant este că în momentul în care va veni faza de recesiune, nu știm iară sigur, sau nu știu eu sigur, dar cel puțin după estimările mele, ar trebui să cadă la minimum, deci în faza de recesiune, cam pe unde suntem acum. Deci asta este amuzant. Da. Că nu o să, în general, și piața imobiliară, ca cea bursieră, până la urmă, crește pe termen lung. Pe termen scurt mai ai faze de scădere, de creștere, dar pe termen lung văzut pe 20, 30, 40, 50 de ani, ea tot crește. Ba chiar interesant este, e o carte, uite am dat cum se cheamă, foarte interesantă, plină de date statistice. Cred că The Returns of Everything sau ceva de genul ăsta, în care a analizat return-urile pe care le scot diferitele clase de active în toată istoria lor. Și acolo observăm că, de fapt, imobiliarele, incluzând aici chirie plus apreciere, au scos randament egal, adică chiar la egalitate, la 0, ceva diferență, randament mediu analizat cu acțiunile pe bursă. Okay? Deci putem spune că avem aceeași, să spunem, tendință de a crește pe termen lung. Asta e foarte fain. Ca semne pe care tu le urmărești ca să te ca să-ți dai seama care va fi acest vârf. Unul pot să spun eu pentru Stark, că e cel pe care noi îl putem evalua destul de rapid, că avem practic una dintre divizile companiei în zona asta, este cât de mult se tranzacționează terenurile. Corect. Este un indicator excelent, pentru că dacă se tranzacționează mult puțin relativ. Da? Poți să-ți dai seama după un circuit, să spunem, mediu în piață. Dacă ești sus, înseamnă că piața este foarte activă. Dacă încep să scadă tranzacțiile, înseamnă că deja atunci pot deveni nesustenabile ca model de business. Și atunci, ca model de dezvoltare, și atunci poți estima că într-un orizont de 9, 12, 18 luni putem să ajungem într-un moment de potențial downturn. Tu mai alți indicatori care ar fi interesant pentru cei care nu urmăresc să le văd? Da, eu urmăresc foarte mulți indicatori, cred că sunt peste 20 în total. Sunt mulți, de la cei mai simplu, aș spune că cel cu terenurile nu e chiar atât de evident pentru toată lumea, pentru noi e evident. Pentru noi e evident, dacă suntem în piață, da. Da, dar dacă ar fi să luăm unul mai, să aducem oamenii cu picioarele pe pământ, să înțeleagă mai bine, ar fi, de exemplu, salariile. Adică, până la urmă, gândește-te că o persoană normală, ca mine, ca tine, cumpără un apartament sau o casă sau un teren, dacă vreau să construiască o casă, din banii, în principiu, din salarii. Avem și freelanceri, avem și antreprenori, dar sunt minoritari față de salariați. Ceea ce înseamnă că dacă ne uităm, pur și simplu, la puterea de cumpărare a oamenilor, dacă aceasta crește mai accelerat, de exemplu, decât cresc prețurile imobiliarelor, e clar că încă se prelungește foarte mult momentul în care piața va cădea. Această putere de cumpărare este foarte interesant să o corelăm iarăși cu un indicator înțeles de toată lumea, supraaglomerare. În momentul în care vezi că o zonă anume, o zonă ta de interes, un oraș sau o zonă geografică, un județ, e supraaglomerat, atunci e clar că puterea de cumpărare mare, supraaglomerare, deci lucrurile vor merge într-o direcție clară. Da. Da. Supraaglomerarea este egal, mai concret, în indicele de locuințe supraaglomerate în total. Este calculat de Eurostat, dacă nu mă înșel. E calculat de fiecare Institut Național de Statistică al fiecărei țări și este dat mai departe Eurostatului, care agregă și le publică. Da. Și acolo România stă extrem de bine pe primul loc. Da, suntem pe primul loc. Bine, pe primul loc, adică suntem cei mai supraaglomerați. Exact. Adică pe ultimul. Da.
pe primul loc ca procent de locuințe supraaglomerate în total, mai exact 48%, dacă nu mă știu, nu? Da, vreo 47-8%, da, nu mai știu. 48%. Cum la fel, suntem pe primul loc și în home ownership rate, un alt indicator foarte bun care atestă multe, spune foarte multe lucruri despre comportamentul de consum, între ghilimele, în imobiliare în România, și anume câte locuințe din total sunt locuite de câte proprietari și nu de chiriași. Da, sau familia, da, sau familia, că dacă exact. Suntem un adolesc, avem sau suntem studenți, poate stăm cu părinții și atunci... Exact, da. Da, deci, într-adevăr, 96% cred, dar uite, nu, chiar mă uitam pe Eurostat, nu au date recente pe 2021, e prea recent ca să... Probabil că a mai scăzut pe la 95, 90, whatever, 93, nu știu, dar ideea este că suntem pe primul loc de departe, media europeană e 69%, by the way. Deci un loc de 27%, mă rog, dacă te raportezi la media europeană. România însă are un comportament de proprietar în momentul de față, dat și de faptul că proprietățile au fost relativ ieftine. Mi-a plăcut ceva ce ai spus în ultimul articol pe care l-ai scris chiar ca astăzi, că proprietățile, dacă le calculezi la paritate, cum de fapt ar trebui să fie calculate, cum au crescut rata de creștere a salariilor versus rata de creștere a imobiliarilor. Din 2012 în 2018 s-au ieftinit, nu s-au scumpit. Da. Nu, da. Până în 2020 inclusiv. Chiar până în 2020 inclusiv. Până în 2020 adică, inclusiv. Practic, au crescut mai mult salariile decât au crescut proprietățile imobiliare. Exact. De-aia este destul de... Imobiliarele au o componentă emoțională foarte mare și în momentul în care oamenii se gândesc la prețuri, se uită doar la prețul absolut. Adică costă 70.000 de euro, 100.000 de euro, cât costă apartamentul. Și compară, băi, dar cât era în 2015? Nu știu, azi e 100.000 de euro, în 2015 poate erau 65.000 de euro. Și spun, bă, dar ce scumpe sunt. Dar ei nu se uită că, de fapt, de atunci și până acum le-a crescut salariul de 2-3 ori. Exact. Ei văd doar, adică ei își imaginează, proiectează salariul de astăzi ca și cum l-ar fi avut acum 7 ani de zile, ceea ce nu e... Zic, băi, dar ce s-au scumpit, puteam să iau cu 50.000 de euro de atunci. Dar atunci... Atunci n-aveai banii să... Exact, n-aveai banii. Ca așa de cine ai luat în anii 90, când costau 10.000 de dolari. Pe cine avea 10.000 de dolari în anii 90, început de 2000, era bogat. Da? Dar acum zic, bă, 10.000 de dolari costa. Da. E o carte foarte bună pe care, nu știu dacă ai citit-o deja... Și că citești foarte mult. Să primești multe cărți. Cel puțin ca primesc, cel puțin primesc. Da, da. Am trecut anul să citesc din cu 36 de cărți. Și anul ăsta am zis că îmi păstrez același target, tot 36 de cărți, tot singur an. Am început anul ăsta cu o carte care ți-o recomand, dacă ai citit-o deja, este Principles for Dealing with in a Changing World Order, al lui Ray Dalio. Da, o știu, da, am citit-o, normal. Da. Excelentă carte. Da, și... poți să mi-o faci pe asta, cadou copul acolo. Nu există. Am două. Eu am pe Kindle, dar mă rog, dacă, okay. Dacă o prind, ți-o aduc. Cu mesaj. O ții pe aia cu mesaj și pe cealaltă o dai exact, mai departe. Da? Exact, așa. Exact. Și spune un lucru foarte tare. E unul dintre mesajele cheie ale cărții. Spune așa, la fiecare nou downturn, la fiecare nouă criză. Și se întâmplă recurent. Uh-huh. Da, odată la un timp. Statele lumii, în special cele cu reserve currency, cu monede care sunt recunoscute la nivel... Hard currency se cheamă. Hard currency, da. Pompează bani, printează de regulă, pentru că cea mai ușoară și relativ naturală, adică în spiritul educației și felului de a face lucruri la oamenilor, cale de a trece peste o criză. Ce se întâmplă în momentul respectiv este că oamenii se simt mai bogați, pentru că dintr-o dată, pompându-se mai mulți bani, câștigurile pot crește și natural oamenii se pot simți că sunt mai prosperi. Dar acea monedă, acea cifră raportată la monedă pe care tu ai, să spunem, 1000 de euro în buzunar, este doar o cifră, pentru că de fapt contează relativitatea, ceea ce poți tu să cumperi cu ea mai departe. Și atunci noi ne simțim tot timpul mai bogați, pentru că sunt tot mai mulți bani în economii, în general, în lume. Dar realitatea este că, de fapt, trebuie să calculăm la valoarea reală a pieței, ceea ce oamenii poate să facă foarte greu, pentru că e greu să gândești în felul ăsta. Exact. Astăzi m-am uitat la cum a evoluat puterea de cumpărare a dolarului, fiind un hard currency, e o monedă de referință, până la urmă, în ultimii 20 de ani. Deci din 2000 până astăzi. Mă rog, 21 de ani, whatever. A scăzut cu 60, a ajuns un dolar, ce cumpărai cu un dolar în anii 2000, astăzi nu mai faci, practic un dolar valorează 0,6 dolari, ceea ce înseamnă că ai pierdut 40% ca putere de cumpărare, în doar 20 de ani ai pierdut 40%. În același timp, apropo, dacă ai fi investit
pe aceeași piață a SUA, că vorbim de SUA dolar, aș fi făcut ori 5,5, ori 5,5. Deci asta este diferența, într-adevăr, între a nu face nimic, a sta și a avea impresia că ești mai bogat, dar de fapt pierzi, cum ai spus tu, din puterea de cumpărare. Da. Și vedem, 20 de ani nu e mult, până la urmă, 20 de ani, 40% nașpa. Și a face ceva cu banii productivi, a fi conștient de acest lucru și de a-i pune la muncă, în investiții. Ori 5,5. Da. Și gândește că pentru noi românii lucrurile stau mult mai nasol. De ce? Pentru că dolarul e hard currency. Ronul e soft currency, adică el ronul se cam raportează la celelalte și se depreciază în medie cu aproximativ 2% față de hard currency. Ceea ce înseamnă că pe lângă scăderea puterii de cumpărare a dolarului, a euro și așa mai departe, ronul, ok, și el îi scade puterea de cumpărare, dar se și depreciază adițional, adică e un 2% pe an adițional și 2% pe an timp de 20 de ani e enorm. Absolut. Ar fi interesant pentru oameni sau tot timpul mă gândesc care ar fi ideea cea mai bună prin care să se facă un shift de mindset. Pentru că oamenii gândesc în termen de bani. Dar de fapt banii sunt ceea ce oamenii care sunt cunoscători ai domeniului numesc un store of value. Da, sunt o cale prin care poți să stochezi valoare. Dar store of value sunt și mărfurile, este și aurul, sunt și acțiunile, sunt și imobiliarele, sunt și you name it. Așa mai departe. Așa că oamenii ar putea să devină cu siguranță mai prosper dacă ar începe să gândească, ok, am în store of value money atât, am în store of value imobiliare atât, am în store of value atât mai departe. Și în momentul respectiv se creează un schimbător. Până și mărfurile de genul pe care le țin în magazie sunt tot un store of value. Cât timp nu sunt perisabile, evident. Da. Eu aș merge chiar mai departe în ideea în care, până la urmă, dacă cineva înțelege, sau la momentul în care cineva înțelege că banii nu reprezintă altceva decât valoarea adăugată pe care tu o aduci, nu știu, prietenului, prietenei, managerului, partenerului, clientului, deci atât în viața personală cât și viața profesională, e perfect. Pentru că până la urmă asta înseamnă banul va urma întotdeauna valoarea adăugată pe care o aduci tu în plus față de prețul pe care îl pui pe acel serviciu sau produs. Dacă eu îți vând ție un produs de 100 sau ofer un serviciu de coaching, toată lumea înțelege acum, toată lumea e coach acum, da? Dacă eu îți ofer ție un serviciu de coaching de 1000 de euro, dar ți-am produs o valoare de 10.000 de euro, 9.000 de euro e o valoare, e valoarea adăugată în plus, da? E, dacă toți am început să gândim în termen de valoare adăugată cu tot ceea ce avem, servicii produse, cred că e perfect. Și ar trebui, într-adevăr, să deținem produse sau să oferim servicii gândindu-ne la ce valoare adăugată produc acele servicii respectiv produse. Aici am terminat și podcastul numărul 2. Bogdan, îți mulțumesc pentru prezență. Mersi, fain. Sper să nu mai întâlnim. Hai să facem un exercițiu, să facem așa. Să spunem că avem 4 niveluri sau nivele. Niveluri, că nivele sunt niște instrumente, că știu că am făcut ingineria în construcții civile, nivele sunt niște instrumente cu care măsori. Deci... Așa, bun. 4 niveluri de store of value. Da? Avem 1000 de euro, store of value 1 euro. 1000 de euro, avem 10.000 de euro, 100.000 de euro și 1.000.000 de euro. Ok. Începem cu prima și întrebarea este în ce să investim având în store of value money 1000 de euro. Poate să rămână store of value tot banii la final. Ok, hai să complicăm, să ne imaginăm că acești bani îi avem anual, da? Presupun că pe an. Am acum, da? Am adunat un an 1000 de euro, perfect. Ce fac 1000 de euro? Da? Păi dacă într-un an de zile ai adunat cu 1000 de euro, bagă-i în dezvoltarea ta profesională, personală și așa mai departe, că bați pasul pe loc. Adică dacă noi investim doar 1000 de euro pe an, nu avem unde să ajungem. AK intră pe www.căruța.bani.ro și găsește. Nu neapărat, nu îmi pasă unde intri, dar ideea este că ar trebui, în mod evident, să începi să aduci o valoare adăugată mai mare societății sau mediului profesional, pentru că dacă pui doar sub 100 de euro pe lună deoparte, e complicat. Deci putem să trecem mai... Sau care e părerea ta? Nu știu.
La mie de rost puțin lucruri pe care le poți face, mă cert. Cred că mulți ar spune, bagă în cripto. Corect. Și după aceea mă aștept să mai faci 1000 de euro. Exact. Și pe aceea mă aștept 1000 de euro, păi e pierdut posibil. Da. Bă, nu-i pierd întotdeauna. Și nu suntem, n-avem nici împotriva cripto. Dar cred că este o greșeală să te arunci și să spui toți banii pe care reușești să-i strângi, acei 1000 de euro. Să pui un procent din portofoliu în cripto, da. Foarte bine. Poți să faci, pe lângă ce Bogdan a spus, excelent, și cred că educația este primul loc în care să investim cu toții, deja să intri în obiceiul potențial viitor de a investi și să spui chiar și 100 de euro sau câteva sute de euro din ăștia 1000 la lucru în niște acțiuni. Cred că poți să faci asta. Mm-hmm. Mai ales că mai nou, cu Revolut nu îți facem nicio reclamă nimănui, nu ne plătește nimeni, dar Revolut este foarte simplu să poți să investești în acțiuni nowadays. Da, dar atenție cu Revolut. E ușor, dar de fapt nu e broker, nu deții tu acțiunile, e mai complicat. Da, e un pic mai complicat. Dar să faci măcar obiceiul de a începe să investești. Vezi ce înseamnă să ai în store of value nu doar bani, ci și acțiuni. Vorbim la un very low level. Very starting level. Adică e doar să simți lucrurile. Evident că sunt multe variante de broker mult mai bune. Tradeville, Interactive Broker și tu știi mult mai multe decât mine pentru acțiuni. Dar cred că, eu spun că și în experiența mea, am investit foarte mult în imobiliare și în acțiuni relativ recent, de câțiva ani am început să fac asta, poate 4 ani. Mi-a trebuit o perioadă de start în care să pun gradual până să prind încredere, bă, stai puțin, că it works, știi? Da, prima dată când mi-aduc aminte când am investit pe bursă, am investit 200 de euro la vremea aceea, care nu însemna mare lucru, era o sumă, tocmai că, băi, să încerc, îmi tremura degetul, că eram așa, mamă, eram emoționat, mamă, ce fac acum, cumpăr, plus că nu cunoști platforma în sine, sunt multe elemente de necunoscut, într-adevăr, orice sumă ai avea și dacă ai avea 1 milion de euro și investești pentru prima dată, n-ar trebui să investești 1 milion de euro dintr-un click. În mod evident, ar trebui acolo 100-200 de euro să te familiarizezi. Dar încă o dată, dacă ai 1000 de euro într-un an, pune mâna și muncește să-ți crești veniturile active. Să faci mai mult, da. Ok, bun. Hai să mergem mai departe. 10.000. La 10.000 de euro cred că e destul de simplu. La 10.000 de euro nu m-aș complica încă în imobiliare, sincer, decât dacă chiar ești pasionat de așa ceva, pentru că totuși ar trebui să faci un leverage mare și ar trebui să ai experiență. Dacă ai experiență deja, ok, dar dacă ai experiență deja, nu ai doar 10.000 de euro. Ideea este că aș merge pe acțiuni și cum? Aș merge 80% în medie ponderată pe capitalizare globală, unde global înseamnă piețe emergente, respectiv piețe dezvoltate, pentru cine nu mai știe din, cred că a 6-a, 7-a, când se studia media ponderată, înseamnă, de exemplu, pe SUA. Dacă SUA avem Apple, care valorează 3% din toate companiile americane, băgăm 3% în Apple. Dacă Microsoft valorează 2%, băgăm 2% din portofoliu în Microsoft și așa mai departe. Ce s-a întâmplat dacă am investit în medie ponderată pe capitalizare globală? Tocmai am investit în mii de companii, am devenit proprietari în mii de companii din toată lumea, ceea ce înseamnă că fiecare persoană, de la omul de serviciu până la CEO, vor munci pe brânci, vor fi stresați și vor fi transpirați ca să ne producă nouă bani. Genial, munciți pentru noi, da? Pentru mine. Și nu câțiva oameni, ci de regulă sute de mii de oameni. Sute de milioane chiar. Sau poate chiar milioane. Da. Milioane, da. Și atunci, ok, super. Ce fac cu ceilalți 20%, adică 2000 de euro au mai rămas? Păi i-aș băga în obligațiuni, în general în titlul de stat. De ce? Ca să am și o componentă de siguranță acolo stabilă, să am volatilitatea mai mică, să-mi facă cursa mai lină. Și asta basta. Poți să vă găsești și bonduri, obligațiuni care sunt inflation protected? Aici ai complicat, da? Poți, bineînțeles, dar atenție că tipsurile se numesc. Ideea este că ele sunt, deși noi ca europeni avem acces la ele, ele sunt pe SUA. Cu alte cuvinte, ele mă protejează de inflația din SUA, nu de inflația din România sau nici măcar din Europa. De ce nu există tipsuri pe euro? Păi este simplu, pentru că sau ar putea să existe, dar într-un fel ciudat, sau nu ca tipsurile din SUA, pentru că deși, de exemplu, Spania, Germania, Franța și așa mai departe au euro, moneda euro, inflația fiecărei țări e diferită. Și atunci, la ce inflație ai raporta? Ok, ai euro, dar care e inflație? Și vedem că sunt diferențe mari de inflație între țările din Uniunea Europeană. Deci, mare atenție, când investim în TIPS, e super ok, dar dacă suntem americani. Dacă nu suntem americani, ok, mergem cu inflația, dar nu cu inflația noastră, cu inflația americană. Și poate merge diferit față de inflația noastră și atunci aici defies the purpose. Okay? Deci, în emerging markets bagi și cât bagi Asia-Pacific? Emerging market, da, include tot... Nu, mă refer tu personal, cât investești în Asia-Pacific.
Nu știu. Deci ideea e, cum îți spun, cum îmi fac eu portofoliu, că nu mai știu nicio toate procentele, că am multe investiții, dar ideea este că am pornit de la o medie ponderată pe capitalizare globală. Asta e baza portofoliului meu. Ce înseamnă asta? Înseamnă 80% piețe dezvoltate și 20% piețe emergente. Asta este media ponderată astăzi. Iar de acolo, asta e baza mea, de acolo, în funcție de cunoștințe și cât de avansat ești în investiții, încep să te tiltuiești, adică să te concentrezi, adică să deviezi de la această medie ponderată pe acele industrii sau zone geografice sau factori, eu investesc și factor-based, care să producă randamente superioare față de media ponderată pe capitalizare globală. Dar intrăm în detalii prea complicate. Pentru început, medie ponderată 80, developed market 20, emerging market, partea de acțiuni și 20% obligațiuni, deja vei fi mai bun decât 80% din toți investitorii din lume. Adică... Super. Good. Mergem la pasul numărul 3. Da. Avem 100.000 de euro. Deja devine interesant. La 100 de... Da. Ca să răspund și eu, sunt total de acord cu ce ai spus și mi se pare cel mai sănătos și mai echilibrat mod de a investi când ai 10.000 de euro. Super. De la 100.000 de euro deja lucrurile devin interesante pentru că ai variante foarte multe. Eu personal aș recomanda diversificare. Acum, evident, eu pot să zic, băi, e ideal să te diversifici și pe bursă și pe imobiliare și pe cripto. Acum, normal, dacă profilul nostru de risc ne spune, bă, nu vreau să intru în cripto sau nu vreau să intru în imobiliare, nu intra. Știi de ce? Pentru că aici e foarte important și poate deviez puțin de la subiect, dar mi se pare foarte important de menționat. Eu vorbesc foarte mult pe blogul meu și în webinarele mele despre cum este optim financiar să faci cu o sumă de bani sau cum este optim financiar să investești pe bursă sau pe imobiliare. Dar mai e un aspect în toată ecuația asta de cum e cel mai bine să faci un lucru, intră și aspectul stilului de viață, emoțional, psihic. Pot să dorm bine noaptea dacă am investiția X sau Y, chiar dacă ea e mai bună. Chiar și randament mai mare și risc mai mic decât varianta B, să zicem, sau varianta C. Dar nu e singurul element. Trebuie să aleg acele investiții care, ok, produc randamente ok, dar și cu care sunt eu ok, se potrivesc stilului meu de viață, profilului meu de risc și așa mai departe. Okay? Acestea fiind zise ca disclaimer, cu 100.000 de euro, ce aș face eu personal până la urmă, aș investi o parte, să zic undeva spre probabil jumătate, din ele m-aș duce pe bursă, undeva spre 45% m-aș duce pe imobiliare și undeva 5% m-aș duce pe cripto. Okay? Deci cam asta ar fi modelul meu de investiții. Ce aș face pe imobiliare? Pe imobiliare m-aș duce prin leverage, evident, pentru că n-am cum să fac cu 45.000 de euro mare lucru, dar m-aș duce prin leverage, pentru că, din nou, oamenii iarăși poate nu realizează, dar dacă ne uităm la oamenii care au ajuns bogați, majoritatea dintre ei au ajuns prin imobiliare. Și acum te poți întreba, bă, dar n-are cum, că până la urmă randamentele sunt cam pe acolo și pe imobiliare și pe bursă, deci s-au dus pe imobiliare. Simplu, că folosesc leverage. La fel cum oamenii zic, domne, dar dezvoltatorii imobiliari scot 30% randament, rahat, scot și ori 2 și ori 3. Depinde foarte mult cum folosești leverage-ul și câți bani bagi. La fel și ca investitor simplu, da? Depinde foarte mult cum cumperi. Oamenii își imaginează că dacă cumperi cu banii jos, maximizezi randamentul. De fapt, îl minimizezi. Asta e în mod ironic. Exact. Da? Dar ideea este că, iarăși, ține de profilul tău de risc. Da? Da. E un video fain cu Gary Vaynerchuk, nu știu dacă românești pe Gary V. Da, nu, da, evident. În care este întrebat de un tip undeva în Brazilia. Cred că era într-o conferință locală. Și îi pune o întrebare, cum îi place lui Gary tot timpul să răspundă la întrebări, îmi place să facă o prezentare, spune, haideți mai bine să facem una asta de Q&A. Și spune, Gary, uite, am un business aici în localitatea X, nu mai știu, un oraș mic din Brazilia, și am ajuns lider de piață în orașul X. Pe ce făcea, publicitatea, nu mai știu ce făcea. Așa cum am o dilemă, ce să fac? Să continu să mă extind orizontală sau pe verticală, dar mă duc pe orizontală pe alte servicii. Sau să mă duc să targetez o piață mare, nu știu, Sao Paulo, Brazilia, poate altă țară, you never know, poate merg în online. Și răspunsul lui Gary, direct, simplu, a fost whatever makes you happy, my friend. Exact. Mi se pare un răspuns excelent înainte de toate. Pentru că e într-adevăr important somnul pe care l-ai. Dacă tu bași toți banii în ceva ce știi că poate mâine nu-i mai ai, păi e posibil și să nu fie un investiție bună. Și mai e un aspect neglijat.
Dacă tu ai 100.000 de euro acum de investit, înseamnă că tu ai putut să-ți duci stilul tău de viață până acum. Mm-hmm. Presupun că ești fericit, că n-ai pus 100.000 de euro deoparte strângând cureaua. Altfel, you do it wrong. Dar presupunem că ai 100.000 de euro în condițiile în care ți-ai trăit viața liniștit, ai mers în vacanțe, ai o mașină, ai o soție, ai un copil, whatever makes you happy. Păi singurul tău scop, ok, cu acei 100.000 de euro, pe lângă, evident, să obții randamente, că, da, să te facă fericit. Dacă acei 100.000 de euro investiți te fac îți aduc în viața ta un stres adițional, you miss the point of life. Makes no sense. Okay. Ai auzit, Iulian? Da. Din Dubai, dacă nu mărește. Nu, da, serios. Și în special pentru persoanele care eu am vorbit cu atât, am vorbit cu sute și sute de persoane care au foarte mulți bani și erau stresate. Și pentru ele a fost un game changer când le-am explicat aceste lucruri simple. Băi, tu oricum trăiești viața pe care ți-o dorești. Timpul! Cum curge? Hai să facem o analogie. Bani și timp, ok? Banii, dacă ne uităm la parcursul lor, este sinusoidal sau exponențial, adică de, cu cât înaintezi în timp, cresc, că devii mai bogat. Sau, din contră, sinusoidal, uneori ai bani, uneori n-ai bani, ai pierdut pe toți, o iei de la zero, nu ai dat faliment, iar ai bani. Astăzi ai, mâine n-ai, poți să-i refaci oricum. Timpul e liniar, doar liniar și doar într-o singură direcție. Ziua de astăzi, podcastul de astăzi, nu-l mai facem, s-a dus. Păi dacă nu, tu nu-ți prioritizezi timpul, tu nu ai grijă ca prezentul să fie ok, ca viitorul la rândul lui să fie ok, you miss the point. Cool stuff. Acum, pentru cine m-a întrebat dacă Bogdan Dinu este fratele meu, pentru că vorbește de multe ori așa în completare sau exact ca mine, nu este fratele meu, dar suntem așa cumva legați la nivel profund. Mersi că ai zis lucrurile astea, cred că sunt de foarte mare valoare. Și cred că pentru foarte mulți oameni dă niște răspunsuri destul de clare. Sper. Să punem asta, să punem sănătatea noastră și viața noastră și fecea noastră înainte. Și după ce le avem pe astea setate, mai departe să începem să investim. Ca să completez și eu pe cei 100 de mii, eu sunt probabil un pic biased pentru că vin din imobiliare, pentru că este acum într-adevăr o perioadă de explozie pe real estate. Aș merge un pic mai sus pe imobiliare și în felul ăsta poți să folosești leverage pe mai multe unități. Leverage egal credit în România, nu sunt foarte multe forme de leverage, din păcate, în România. Finanțare, practic. Și acolo printr-o eventual un mic joc de genul vinzi o parte din cele cumpărate și cu câștigul din ele poți să acoperi pe celelalte care rămân și restul doar pe diferență credit sau anyway, sunt multe variante pe care le poți face, dar ideea e că ești liniștit că poți găsi. Cât timp le faci pe circul de explozie care mai durează în opinia amândurora undeva între 2 și 4 ani? Poate chiar 5. Poate chiar 5. Poate chiar 5. Atunci este bine. Și probabil că aș merge una spre 70% pe, sau chiar 80% pe real estate și apoi diferența o pune în acțiune. Și merge pe termen scurt. Adică pe... Aș merge bine, pe termen 2 scurt însemnând 2 ani. 2 ani, 2 ani jumate maxim. Da, 2-3 middle. Middle term. Bine. Pe termen scurt, imobiliare e greu de crezut că poate să facă cineva. Asta vreau să zic. În imobiliare, termen scurt, de fapt, înseamnă 2 ani. 2 ani jumate. Da, exact. Cât e un ciclu de construcția unui bloc, să spunem. Sau. Da. După ce depășim această perioadă, probabil că aș merge pe un portofoliu balansat, tot în genul celui pe care l-ai spus mai devreme pentru 10.000, la ce aici, probabil mai mult către obligațiuni, probabil. Nu sunt, eu personal nu sunt foarte fanezat cu obligațiuni, până acum am investit exclusiv în acțiuni și în imobiliare. Și, mă rog, cripto. Dar poate vorbim pe tema asta. În cripto cred că nu e nimeni care n-a investit, asta e culmea. Știi cum e cu cripto? Mulți sunt pro, mulți sunt împotriva, dar toată lumea cumva ori face bani, ori pierde. Adică, cumva, poți face bani din orice tabărești, poți pierde bani din orice tabărești. Mi se pare fantastic. Ne mutăm bani internet. Da. Păi, ce ai făcut? Am făcut, am pierdut, am să nu mi-a luat mie bani. Da, exact. Bun, hai să facem next level. Okay. Pentru România e un nivel destul de bun, 1.000.000 de euro. Da. Unde vezi, investiți, se spune că îi faci într-un an de zile și poți face și mai departe în fiecare an, dar se spune pe un model de un an de zile. Da? Okay. Da, aici depinde foarte mult, aici chiar că contează enorm profilul de risc, pentru că aici te poți duce în orice direcție. Te poți duce mai degrabă pe bursă, te poți duce mai degrabă pe imobiliare. La acest nivel și expertiza contează foarte mult, pentru că eu dacă...
eu degeaba mă uit pe media bursei sau pe media imobiliară și văd că, băi, în medie pe imobiliare scoți, nu știu, 10%, am zis și eu. De fapt, eu pe portofoliul meu am scos în medie 13, nu mai știu, 5-6% din toată istoria portofoliului meu. Asta anual compounded, nu? Da, CAGR. Asta e media mea anualizată, iar pe bursă am 15,5%. Cam astea sunt randamentele mele. Mari, mici, nu știu, fiecare cum consideră. Ideea este că, în funcție de expertiza ta, ar trebui să te concentrezi mai mult pe acea clasă de active pe care te pricepi. În sensul în care la 1.000.000 de euro deja te poți duce pe proiecte de dezvoltare în imobiliare, why not? Nu? Pe bursă te poți duce iarăși cu o parte consistentă de portofoliu pe parte de alegerea acțiunilor individuale, dar însemna deja să știi să faci o analiză fundamentală, să ai un framework pus la punct, să știi să faci un pic de analiză tehnică, să vezi când intri pe acel bucket list pe care ți l-ai creat tu fundamental și așa mai departe. Cum aș face eu personal? La fel, m-aș duce undeva spre 50-60% pe bursă și undeva spre 40-50% pe imobiliare și restul de 5% pe cripto. Deci aș face chestia asta, portofoliul meu mai mare de 1.000.000 de euro și atunci chiar așa fac. Adică la mine majoritatea, să spunem, bine, majoritatea, că eu, sunt două mari majorități, bursă și imobiliare. Astea sunt cele două mari majorități care sunt relativ pe aproape și am o parte mică de speculă. Pe cripto nu am 5%, apropo, pe cripto am undeva la 1 și ceva la sută, dar restul de 3% sau cât mai e 3 și un pic la sută, tot speculă fac, pentru că eu mai fac speculă și pe acțiuni individuale. Ok? Cam pe aici văd eu lucrurile. Dacă la 1.000.000 de euro, ai 1.000.000 de euro acum și ai vrea să investești în imobiliare, ok, eu pot să zic, ar fi ideal să intri tu în dezvoltare. Practic, mă îndoiesc că se poate, pentru că imaginează-ți că ar trebui să ai o experiență în imobiliare, ar trebui să cunoști, nu e atât de ușor, ar trebui să cunoști domeniul, oameni în domeniu, deci probabil că nu s-ar potrivi multora și atunci tot pe achiziții, să spunem, dezvoltate de altcineva te-ai putea duce, pe terenuri, de ce nu, dar iarăși, depinde de expertiză. Da, acum apare tot mai varianta de a investi în real estate companies care sunt listed, care sunt listate. Și atunci poți să iei o bucată dintr-o companie de succes și mai vine niște apă, ca să mai vorbești. Oh, mersi, ok. Dar ideea este că, da, dar vezi că în România nu sunt prea multe, o să mai apară una, într-adevăr, în martie, aprilie, nu știu, dar nu sunt atât de multe. Dacă ești doar de România, dar la nivel de Europa, găsim rituri, găsim companii care au aici deja multă experiență în spate. Dezvoltarea imobiliară este un business în sine, deci să fii în primul rând un antreprenor. Exact. Se pune foarte mult în fază pe ideea de dezvoltator imobiliar. Dezvoltator imobiliar este, de fapt, un om de business, dacă vrei, de afaceri în termeni românești, este un antreprenor care a găsit oportunitatea de a valorifica o cerere într-un areal de populație și o valorifică construind niște, numiți voi, case, apartamente și așa mai departe. Deci, practic, este un antreprenor, este business în final. Trebuie să ai abilități de leadership, să ai abilități de management, să ai un network de care spuneam mai devreme, sau să ai niște consultanți foarte buni, a.k.a. The Concept Group. Punem aici undeva alături de tine ca să te ajute pe parcursul ăsta. Și da, nu cred că ar trebui să se bage oricine aici. Cred că în sine dezvoltarea imobiliară nu face niște profituri fenomenale. Profiturile cele mai mari, o să râdeți, se fac tot din aprecierea valorii în imobiliare. Ideea este că dacă tu construiești și dezvolți pe o perioadă de creștere, pe un ciclu de creștere, pe o bucată din ciclu, pe partea de creștere, de momentul în care te apuci până când este gata, ai profitul pe care l-ai stabilit inițial, dar mai ai și, ai și aprecierea valorii pe cei 2 ani. Aici e un cumul. Da. Aici e un cumul, încă o dată, cât de bine te pricep să faci. Să faci leverage. Pentru că dacă faci leverage, de fapt, îți boostează ori 2, ori 3 lejer. Deci depinde de cum. Iarăși, dar trebuie să ai experiență, este în mod evident. Este business. Este business. Da, business. Adică nu mai e doar investiție, trebuie să fii activ. Sau să investești în niște oameni care știu să facă niște investiții. Da, și tu să fii absolut pasiv, să fii în spate. Da. Bun, deci mergi pe un 50-45-5. Exact. Asta e chestie. Ok. În felul ăsta ai răspuns la o altă întrebare aici. Zicea imobiliare versus acțiuni la bursă. Ambele. Păi de ce nu ambele? Adică n-ar trebui... Mie îmi plac ambele, așa sunt eu făcut, bineînțeles. O persoană care preferă doar imobiliare, ok, trebuie să fie, să aibă un risk management foarte puternic în spate, pentru că se expune unui risc idiosincratic mare, da? Adică risc de concentrare, mă concentrez doar pe imobiliare, ideal ar fi pe ambele.
Acum, na, eu așa am fost făcut, am și studiat, nu am făcut Universitatea Tehnică de Construcție București, plus un dublu masterat în afară pe construcții, lucrez în Wealth Management Private Banking, deci cumva sunt familiarizat cu ce înseamnă bursă, cu ce înseamnă imobiliare. Și aia e. Da, dar din bursă, pentru că în bursă găsim și obligațiuni. Cât ponderezi pe stocks, cât ponderezi pe bonds, așa în general? La mine e o fluctuație constantă, pentru că în funcție de cum merg bondurile, e nu destul de ușor, dar e mai ușor să previzionezi în ce direcție o vor lua bondurile, obligațiunile, cel puțin în valoare nominală, adică valoarea obligațiunii în sine. De exemplu, anul trecut nu am investit absolut deloc în obligațiuni. De ce? Pentru că știam deja de la finalul 2020 că vine inflația. Și când vine inflația, obligațiunile care sunt emise deja, în mod evident, au fost emise cu un cupon sub inflație, deci valoarea lui scade că nu mai cumpără nimeni, că de ce să cumperi dacă ai inflație mai mare și așa mai departe. Și atunci n-am cumpărat, că n-avea sens. Nici acum, eu ce fac de fapt? Aștept să văd când trendul inflației se inversează, că n-am de unde să știu când e maximul. Ideal ar fi să știu când e maximul, dar nu știm. Și atunci aștept câteva luni până când inflația începe să coboare. Din momentul ăla, practic, vom fi atins minimum, obligațiunile vor fi atins minimum și vor începe să crească. După aceea o să încep din nou să cumpăr, pentru că știu că le cumpăr deja la o valoare mică. Da? Deci la mine e un fel de semi-activ, o activitate semi-activă pe obligațiuni. De ce o fac? Pentru că mulți își imaginează că obligațiunile sunt bune doar pentru a avea o volatilitate mai mică a portofoliului. În realitate, nu mă interesează neapărat foarte mult acest lucru pentru mine. Sunt și tânăr, am 34 de ani, era să zic 33, dar am îmbătrânit. Ideea este că mă interesează să folosesc ca muniție. Cu alte cuvinte, să am bani, un ceva, în momentul în care eventual bursa scade, să am bani sau apare o oportunitate imobiliară, să am bani. Deci în momentul în care am nevoie de bani mulți, da, sute de mii de euro, să știu că i-am undeva și pot să-i folosesc. Și dacă cumpăr obligațiuni prin bursă, pentru că le poți revinde în orice moment în viitor. Da? Exact. Și practic marchez o parte din cupon și o parte, o parte din obligațiuni, da. De obligațiuni și o parte de aici celui care le cumpără și mai departe poate să facă el banii. Da. Și da. Ce am făcut, pentru că n-am cumpărat obligațiuni, am rămas la final de an, trebuie să recunosc, 2021, deci acum, astăzi, am o parte într-adevăr în cash, bine, nu cash, în geantă, în bancă, dar am o parte de bani în cash. Da? Asta. Deci păstrești store of value cash cât la sută? Sau e întâmplător, nu e o strategie? E întâmplător. Eu fac toate aceste lucruri în funcție de contextul economic în care ne aflăm. De ce am făcut asta? Pentru că statistic vorbind, dacă ne uităm la bursă, ar trebui anul 2020, pur statistic, nici măcar nu m-am uitat la alte fundamente. Bineînțeles că m-am uitat, dar pur statistic am putea pune degetul deja pe 2022 că vom avea corecții de 10-15% pe bursă. Okay? Ceea ce înseamnă că ar fi interesant, de ce nu, să ai fie obligațiuni, dacă ai cumpărat obligațiuni, fie cash, fie aur, dacă ai aur, sau alte, alt fixed income pe care l-ai tu, să deploy it, da, să-l folosești în momentul în care, eventual, bursa se va corecta cu un 10%, 15%, încă o dată, pur statistic. Da? Da. Pentru că odată la 1,5 ani avem corecții de minimum 10% pe bursă, nu s-a întâmplat anul trecut, deci... Da. Deci se așteaptă oricum, pare că se întâmplă, după aia își revine, e foarte interesant, că mă uit mai ales pe bursele din vest. Sunt zile în care scade 3-4, după aia din nou își revine, că se temperează câteva zile, după aia iarăși, da, ele pe termen, e un pic tulbure. Ele pe termen lung, cu siguranță, cresc, e normal să ai volatilitate, mie îmi place volatilitatea, a fost o volatilitate foarte interesantă anul trecut, pe emerging market, pe piețe emergente. Dacă ne uităm de la, din ianuarie până în... nu știu, decembrie, n-au crescut mult, cu 6% sau o chestie de asta, dar între această perioadă au scăzut, au avut căderi de 7%, iar și-au revenit, iar au căzut 7%, iar au revenit. Eu am cumpărat pe căderi, ok? Pentru că, mă rog, am un framework, de exemplu, când piața cade cu 5% față de ultimul maxim sau ultimul meu buy adițional, fac un buy adițional. Ce înseamnă chestia asta? Înseamnă că eu dacă lunar, să spunem, investesc, nu știu, 1000 de euro, zic și eu, lunar investesc 1000 de euro în emerging market, să spunem, dacă piața a căzut cu 5% deodată, că, mam, s-a trezit cumva, piața a căzut, mai bag
niște bani adițional. Dacă după aia mai scade, nu cu 5%, cu 10% față de ultimul buy adițional, dublez, tot cumpăr și așa mai departe. Ideea este că am un framework, anumite ținte, okay, pe care nu vreau neapărat să-l fac publice, și cumpăr pe cădere, să spunem. Ei, uite, emerging market anul trecut a fost excelent. Această strategie a fost excelentă 2020, acum 2 ani, când a căzut martie-aprilie. 2019, 2018, de 3 ori în 2018 a căzut piața sub 15% și așa mai departe. Deci sunt oportunități foarte, foarte interesante. La emerging market ba și China, nu? Da, e preponderent China în emerging market. Când va deveni China developed country? Nu știm că când va acolo e... Ce care așteaptă răspunsul magic. Da, nu știm, nu știu. Acolo e mai mult politic. E problema în China cu politica. Uite, apropo, da, și nu știu, eu urmăresc foarte mult Baba. Da? Eu și am Alibaba. Investiții, uite, un disclaimer, am investiții în Baba, Alibaba, da? Și eu. Mă rog, e Baba... Disclaimer, la fel, nu e nicio sugestie. Da, nicio sugestie. Pur și simplu, Baba, am ales-o, că ai menționat-o, China, și e o companie chinezească. Săraca Baba a fost... să spunem, pălmuită din toate părțile, că odată este războiul, să spunem, dintre China și SUA, în sensul în care vedem că SECU ar dori poate să delist sau ar dori. Mă rog, e o discuție că să delisteze companiile chinezești care sunt listate în SUA, care, by the way, nici măcar nu sunt companii chinezești, sunt vie. Adică sunt niște companii deschise, cred că în Cipru sau nici nu știu unde, și de fapt acea companie cumpără acțiuni care nici măcar n-au drept de vot în compania din China și așa sunt listate de fapt în New York. Dar mă rog, nu contează foarte mult. Ideea este că e războiul ăsta, deci Baba fiind chinezească a fost lovită și mai mult decât atât a făcut greșeala Baba să se pună prost, cel puțin în trecut, cu Partidul Comunist din China. And you don't do that. Adică, you don't do that. Dar acum s-au împăcat că a plătit amendă de nu știu câte miliarde și acum sunt iar în... Și-a crescut 15%. Și-a crescut enorm. Da, am făcut profit foarte mult în ultimul timp. În fine, ideea este că nu avem de unde să știm când, dar nici nu contează până la urmă. Și lumea mai spune, da, domne, da, uite, dacă ne uităm la emerging market, toată piața emergentă, care e formată din multe țări până la urmă, nu știu, Rusia, China, Brazilia, whatever, multe țări, spune, da, dar nu suntem concentrați prea mult pe China, păi nu contează, că și dacă te uiți la Thailanda sau la orice altă țară din jurul Chinei sau de pe lângă China sau de oriunde, depinde China. Adică nu e ca și cum dacă o colegi China, ești mai safe, sau dacă inclus China, ești mai safe, sau nicio variantă nu ești mai safe sau mai bine sau mai rău. It's a fact. E, da, e acolo. Da. Bun. Nu răspundem la întrebarea în China. Dar ne întoarcem în România. Da. Da? Există, din nefericire pentru români sau pentru prosperitatea lor, sentimentul acela general că plătim prea multe taxe. Da, realitatea reală, și am văzut-o și în multe dintre speech-urile tale, este că România plătește printre cele mai mici taxe din lume. Da. Da. Cred că ar fi interesant de stăta câteva minute pe subiectul ăsta, pentru că dacă înțelegem cu toții că noi facem bani și plătim destul de puțin taxe, ne-ar motiva poate să punem, să continuăm să ținem banii investiți în România, pentru că e clar că este o piață foarte bună. Care sunt cifrele, dacă poți să le spui așa, by and large, pe care le vezi, da, în comparație cu alte piețe? Da, cum urmează hate-ul la greu? Cum să spui că în România ai taxe mici? Ideea este în felul următor. Dacă vorbim strict din punct de vedere investițional, să spunem, avem 5% pe dividende, dacă sau 10% pe capital gain. Okay? Ceea ce e foarte puțin raportat la Uniunea Europeană. Nu mai zic că Tianu are proiectul de Sebastian Burduja, mă rog, are proiectul de lege să fie 1% impozitat impozitul pe profit pe bursă dacă ține mai mult de un an de zile. Dacă intre și ăla, deja e paradis fiscal în România, adică nu mai... Așa, dacă ne uităm la imobiliare, nu avem cât? Avem 60% din 10%, adică 6% pe chirie. Respect, bine, că intră CAS-ul dacă depășești, nu știu câte, 12 salarii minime, în fine, mă rog, dacă 60% din venituri de pe aici, deja intrăm în detalii. Avem capital gain-ul care nu e dacă nu depășești un anumit prag, avem TVA-ul care e redus dacă nu depășești un anumit prag, dacă cumperi o proprietate nouă și așa mai departe. Imaginați, ca antreprenor, mi se pare fantastic, dacă ai 1000 de lei, și dacă nu ai 1000 de lei, educă-te, frate, adică
prietene, 1000 de lei, 1000 de lei. Da? Cu 1000 de lei deschizi o firmă și nu că deschizi tu, că tu o deschizi cu 300 de lei, dar cu 1000 de lei plătești un jurist care să alerge prin toată țara, sau mă rog, prin tot orașul, să-ți facă ție toate actele, tu te duci, dai cu pixul ca șeful și ai firmă. Ai firmă unde nici măcar nu-ți trebuie acordul vecinului astăzi ca să ai firmă în camera 1, dormitorul 2 sau dormitorul 3 exact. Din apartamentul tău. Adică cu nimic ți-ai deschis o firmă. Ok, da. Sunt taxele pe firmă și după ce ți-ai deschis firma, mai ești și încadrat ca micro-întreprindere și plătești între 1 și 3% în funcție dacă ai angajat sau nu și nici mai plătești TVA dacă ai sub 60.000 de euro și plătești acest 1-3% până la 1 milion de euro. Era până la 500.000, dar acum au revenit, am văzut, iar până la 1 milion, se tot modifică, da? Deci eu nu știu nicio altă țară, eu nu știu, nu zic că nu sunt, poate mai sunt, dar cel puțin unde am văzut eu în Belgia, în Luxemburg, în Franța, în Germania, nici pe aproape, adică nu că să spunem că suntem acolo, nici măcar aproape. Deci, practic, noi de fapt suntem încurajați să investim, suntem încurajați să ne deschidem un business, dar, mă rog, din păcate, nu o facem. A fost în vacanța asta de sărbători, în Franța, la niște prieteni lângă Paris, și îmi povesteau cât de supărați erau că statul francez le taie fenomenal de mult din venituri. A făcut așa o ilustrație. Ei plătesc taxe cu venitul lor, ei fiind doctori și no, meseria de doctor e destul de apreciată în general în țările dezvoltate, plătesc taxe până prin 1 octombrie a fiecărui an, complet. Ce rămâne după 1 octombrie sau început cu 1 octombrie, deja este câștigul lor. Deci ai putea să faci o estimare că am un 75% din venitul lor sunt în taxe, mă rog, combinate, taxe pe venituri, cu taxe pe salarii, cu impozite și așa mai departe. Și apoi am spus Alex, cred că ar fi o variantă foarte bună cu banii pe care ai pus deoparte. Aici am pus deoparte? Da. Ar fi o variantă foarte bună să vii cu ei într-un loc care, în care cred că ți-ar plăcea. Hai să zici ce se poate întâmpla și am zis să-i înșir. Uite, poți să investești într-o proprietate imobiliară. TVA-ul nu este cât este în Franța, am uitat câteva, ci este 5%, dacă te încadrezi în niște parametri și dacă cumperi persoană fizică, să nu mai zic că dacă cumperi persoană juridică este taxare inversă și nu la achiziți acum, dacă ești pe toate TVA. Până aici e bine? Da, interesant. Zi mai departe. Și când o să o revinzi, dacă ești persoana fizică, plătești impozitul 2 sau 3% pe proprietate, dacă ești persoană juridică, plătești, dacă ai un angajat, 1% din venit. Exact. Știi că... Ce ai spus, Daniel? 1%. Cum adică 1%? 1%. Da. Zic că bine. Ok. Exact. Ne vedem în curând în București. Exact. Și am putea merge chiar și mai departe, deși aici chiar mi-atrag mult hate, dar să mi-atrag până la urmă că nu contează. Chiar și pe, ca și angajat, avem taxe mici dacă vorbim de salarii mari. Acum, într-adevăr, problema României este că are aceeași taxă pentru toți. Da. Și ăia cu salarii minime sunt trupți, într-adevăr. Aia, cred că la nivel de Uniunea Europeană, cei cu salarii minime, noi, românii, suntem cei mai taxați. Acolo chiar suntem cei mai taxați, nașpa rău. Ar trebui România să pună zero pe cum e în afară. În afară, cel puțin în Belgia, în Luxemburg și mai departe, au taxă zero până la un anumit prag. Și e normal că toată lumea trebuie să trăiască. Adică nu-l taxez pe săracul ăla care abia începe sau abia... Ok? Dar dacă vorbim de salarii mari, vorbim de salarii mari de 2000 de euro, de 3000 de euro, da? Cum au mulți IT-iști, medici, ingineri, whatever, sunt cei mai puțin taxați, aproape cei mai puțin taxați din Europa. Deci stăm ok la taxe. La noi stăm mai greu cu colectarea taxelor decât cu... Avem cu taxele colectabilitatea. Aia e problema, nu? Altă poveste. Bun, pentru cei care urăsc ceea ce am spus mai devreme amândoi, vă rog să dați comentarii. Ne cerem scuze. Nu ne cerem scuze. Și sunt total de acord. România poate fi cotată, nu este, dar poate fi cotată în paradis fiscal lejer. E aproape un paradis fiscal. Cel puțin pe anumite arii, bineînțeles, că niciun paradis fiscal nu e pe toate ariile. Exact. Poate că o ajustare în privința taxelor pe salarii să fie mai mici la salarii mai mici și mai mari la salarii mai mari ar fi absolut binevenită, mai ales că taxarea asta egală pentru toată lumea creează și negativitate socială foarte mare, pentru că cei care câștigă mult de regulă au și educație în țară, pot să reinvestească banii și atunci îi mulțesc mai repede. Se creează, se divide societatea, e problematic. Creează tensiuni pe termen mediu și lung. Și nu vrem astfel tensiuni, pentru că astea sunt de fapt și cauzele pentru care stabilitatea mondială poate fi afectată. Bogdan, cred că, deși mai aveam
două sau trei întrebări aici, presă, care ar vine să ne oprim, pentru că am dat prea multe chestii mișto, încât să pară așa de lung, prea lung materialul. Mai ales că s-a terminat și bateria la laptop și nu mai avem, mai avem background, s-a terminat și apa. Așa că eu îți mulțumesc că ai fost alături de noi și să avem un 2022 excelent, cu investiții profitabile și sustenabile. Probabil că noi o să mai facem materiale în viitor și podcastul, poate și alte lucruri, poate și niște webinarii. Urmăriți-ne, dați în comentarii dacă v-a plăcut, scrieți ce v-a plăcut, puneți întrebări și eu și Bogdan o să vă răspundem, da, personal. Pe Bogdan îl găsiți pe căruțacubani.ro sau pe canalul de YouTube Căruța cu Bani. Nu cred că mai e cineva care să aibă căruța în nume, așa că probabil va fi destul de simplu să-l găsiți. Pentru cei care urmăriți acest material pe canalul lui, lui Bogdan, pe mine mă găsiți pe Daniel Tudor sau pe theconcept.ro sau pe theconceptgroup.ro și no, suntem aici să vă ajutăm să luați decizii bune în tot ceea ce faceți în fiecare zi pe teme de investiții și, și de ce nu și business. Avem know-how și acolo. Așa că, Bogdan, te aștept la o ediție viitoare. E păcat să nu vii. Mersi, fain. O să vin, bineînțeles, și un an 2022 profitabil, într-adevăr, dar până la urmă le asura oamenilor un an 2022 plin de timp de calitate. Și cam atât. That's a big change, my friend. Te pup, toate bune, să avem un an excelent. Ciao.